Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, este ora 12 și începem cu titlurile orei. Fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, a fost joi la sediul DNA pentru a depune o plângere împotriva ordonanței de clasare a dosarului în care era investigată achiziția unor autoturisme pentru poliția română. Citez, sunt azi la DNA pentru a depune o plângere, o contestare împotriva ordonanței de clasare în cazul BMW-urilor, în cazul Lucian Bode BMW. Aduc o contestație de 14 pagini cu argumente juridice și precedente din activitatea DNA, activitatea OLAF și a instanțelor din România, prin care arătăm că această închidere a cazului Bode BMW este pur și simplu scandal față de ceea ce a făcut DNA până în acest moment. Aproape 50% dintre români consideră că Republica Moldova este mai apropiată de România și de Uniunea Europeană, deși în urmă cu 10 ani procentul trecea de 50%, indică datele unui sondaj realizat de Inscop la comandanews.ro. A scăzut însă cu 10% numărul celor care cred că Republica Moldova este mai apropiată de Rusia și de Uniunea Euro-Asiatică. În ceea ce privește viitorul Republicii Moldova, numărul celor care cred că va rămâne la statutul actual este aproximativ egal cu cel al celor care cred că va adera la Uniunea Europeană, iar 16,5% cred că se va uni cu România. Mesaj de avertizare RO-Alert, transmis populației din zona de graniță cu Ucraina, din județele Tulcea și Galați, despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Rusia lansează noi atacuri cu drone în Ucraina, inclusiv asupra porturilor Ren și Izmail. Mesajul RO-Alert a fost emis pe toată zona de nord a județului Tulcea, dar și în zona de graniță cu Ucraina, județul Galați, a precizat ISU Tulcea. Departamentul de Stat american a aprobat o eventuală vânzare către România unor rachete Javelin și echipamente aferente în valoare de 80 de milioane de dolari, iar Agenția Americană de Cooperare în domeniul securității și apărării a eliberat certificarea necesară și a notificat Congresul cu privire la această eventuală vânzare. Ministerul Afacerilor Externe anunță că autoritățile israeliene au informat că o persoană cu dublă cetățenie israeliană și română care era ținută ostatică în fâșia Gaza a murit. Încă două persoane cu cetățenie israeliană și română se mai află ostatice în acest moment în fâșia Gaza. Camera Reprezentanților, unde republicanii au majoritatea, au aprobat o rezoluție pentru a deschide oficial o anchetă de destituire a președintelui democrat Joe Biden, informează CNN. Motivată prin afacerile controversate ale fiului președintelui în străinătate, dar considerată complet nefondată de către democrați, această procedură nu are practic nicio șansă de reușită, dar s-ar putea transforma într-o bătaie de cap pentru Casa Albă înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, la care candidează Joe Biden. Comisia Europeană avertizează Slovacia după ce premierul Robert Fico își continuă planul de a desființa în procedură de urgență biroul anticorupție. Mii de persoane au ieșit pe stradă să protesteze față de această decizie controversată. Comisia Europeană, care a înghețat finanțarea altor țări în cazuri similare, va lua măsuri împotriva Slovaciei dacă aceasta va adopta modificări ale legislației penale care încalcă legislația Uniunii Europene. Continuăm cu sport. Echipa de basket masculin SCM Timișoara a învins miercuri în deplasare BK Olomouco, scor 81-71 în a șaptea partidă din grupa B a Alpe Adria Cup. După șapte etape, echipa antrenată de Dragan Petricevic rămâne lider cu 13 puncte. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Vremea se va menține în general închisă, dar cu temperaturi peste mediile specifice datei, cu precădere în sud și sud-est. Pe parcursul zilei va ploua în Maramureș, pe arii relativ extinse în Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 3-4 grade în nordul Moldovei și 15-16 grade în Dobrogea.
Discutăm, doamnelor, domnilor, despre buget în ambele ore de dezbatere. Avem bugetul, proiectul de buget și o să discutăm pe toate temele, ce ministere primesc bani, ce ministere pierd bani și despre acea greșeală, cum o numește guvernul. Ne întrebăm dacă este greșeală sau intenție cu privire la majorarea salariilor din educație. Rămâne să răspundem la aceste întrebări. Au fost acele bâlbe pe procentul cu care ar trebui să crească salariile profesorilor. În loc de 13%, în proiectul de buget apărea o majorare doar de 8% în ianuarie 2024, ulterior modificat. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Dacă a fost greșeală sau intenție cu privire la procentul care prevedea majorarea salariilor profesorilor. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră și vă aștept la dezbateri după o scurtă pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor. Domnilor, cum vă spuneam, discutăm pe bugetul din 2024, proiectul de buget pus în transparență. Informația orei, dacă vreți, informația zilei, ședința de guvern în care se împart banii pe 2024 a fost amânată. Încă se discută pe buget. Au fost bâlbe pe procentul cu care ar trebui să crească salariile profesorilor. În loc de 13%, în proiectul de buget apărea o majorare doar de 8% în ianuarie 2024. A fost modificat de altfel 13% la 1 ianuarie, urmând o altă majorare de circa 7% la începutul lunii iunie, pe 1 iunie. O să vă prezint pe scurt cifrele. Ce ministere primesc mai mulți bani? Plus 61% Ministerul Educației, cea mai mare creștere. Ministerul Dezvoltării, plus 54%. Ministerul Mediului primește mai mulți bani. MAI, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Apărării Naționale, MAPN, Ministerul Culturii și Ministerul Public. Ce ministere primesc mai puțin bani? Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, minus 38%, Ministerul Sănătății, minus 18,4%, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii. Bun, SPP primește mai puțin cu 28%, Secretariatul General al Guvernului plus 14%. Administrația prezidențială primește cu 9% mai mulți bani în 2024 față de anul în curs. Senatul plus 27%, Camera Deputaților plus 21%. În linii mari, ăsta este bugetul. Mă grăbesc să vă prezint invitații de la această oră. Din partea USR, prin Skype, Victor Ilie, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bun, și din partea Partidului Social Democrat, Adrian Vigheciu, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Bun, și în scurt timp o să ni se alăture și colegul nostru Constantin Rudnitski în câteva minute, specialist pe zona economică, și o să ne explice cum vede dumnealui bugetul. Domnule Vigheciu, încep cu dumneavoastră, ca reprezentant al puterii în acest dialog. Ședința de guvern în care se împart banii a fost amânată. De ce? Sincer, nu știu nici eu date exacte până la această oră care a fost motivul, dar nu trebuie să ne ascundem, cu siguranță mai sunt câteva lucruri de pus la punct de fiecare dată când se discută un buget, indiferent că vorbim de bugetul național sau un buget local. Există, după momentul determinării datelor principale, mici negocieri, mici ajustări care apar pe parcurs. Bun, ce s-a întâmplat, domnule Vigheciu, cu procentul privind majorarea salariilor în educație, salariilor profesorilor? Pentru că
Ne așteptam, bine, hai să o luăm mai din urmă. Li s-a promis 40%, în cele din urmă au obținut 20%, recent au discutat pe 20%, și când a apărut proiectul în transparență decizională, am constatat că era trecut acolo doar 8%. Spune Ministerul Finanțelor că a fost doar o greșeală, a fost corectată, însă nu trebuie să fim naivi, să ne gândim că într-un proiect de asemenea fel se pot face astfel de greșeli. Ați văzut că dacă lecturați bugetul de stat un an, e vorba de mii de pagini, dacă luăm în calcul și bugetul asigurărilor sociale și de sănătate. E posibil să apară și erori materiale. Astea sunt rectificate și tocmai de asta vă spuneam că există întotdeauna și o a doua lectură înainte de transparență și o a treia lectură și așa mai departe. În ceea ce privește salariile profesorilor, eu aș nota faptul că unul la mână, un buget poate să comporte și rectificări pe parcursul unui an, și doi la mână este totuși o creștere salarială foarte bună, ținând cont și ce s-a salariile care s-au majorat în momentul negocierilor din vară, la care se adaugă acest 20%, și sunt ferm convins că în funcție de posibilitățile bugetare vor fi majorate inclusiv salariile profesorilor atâta timp cât bugetul va permite acest lucru. Uitați-vă totuși că Ministerul Educației are un buget mai mare cu 60% decât cel al anului din curs, care și acesta la rândul lui a fost mai mare decât cel din 2022. Bun, domnule Vigheciu, uitați, la o altă emisiune înaintea noastră, Anca Dragu, fost ministru de finanțe, spune că nu poate fi o greșeală asta la profesor cu 8% în loc de 13 pentru ianuarie, și că în calculul bugetar tot 8% rămâne și că ar fi o minciună că e din greșeală. Da, doamna Dragu, eu am mai dezbătut și cu dumneavoastră ei în emisiune, inclusiv la dumneavoastră. Eu mi-aș fi dorit să-i văd pe cei de la USR atunci când au comunicări publice să spună așa: domnule, noi în anul 2021, când eram la guvernare, am generat o creștere pentru salariile profesorilor mai mare decât propune PSD-ul azi. Noi am avut o guvernare performantă, astfel cât în 2022, ca urmare a muncii depuse de noi de USR, următorul ministru a generat o creștere salarială mai mare decât cea propusă de PSD. Din păcate, rezultatele dumnealor tac. Chestiile astea, că facem o știre din a dezbate erori de parcurs, erori materiale, mi se pare că spune și asta ceva despre putința anumitor reprezentanței partidelor din opoziție. Bun, domnule Ilie, cum vedeți bugetul? M-aș uita puțin la partea de cheltuieli. Creșterea cheltuielilor cu 9%, în timp ce veniturile cresc cu 13%, deficitul va fi undeva la 86,6 miliarde lei, undeva sub 5%. Da, în primul rând, așa, două observații generale despre bugetul pentru 2024, dar și cel pentru 2023. În primul rând, amândouă sunt niște bugete mincinoase. Am zis asta de când s-a votat bugetul 2023. Execuția bugetară ne-a arătat acest lucru, că nu s-au încadrat în cifrele promise atunci. Și fără îndoială, aceste chestiuni în care vorbim de 40%, agreem în cele din urmă 20% și punem 8 în loc de 13 ca primă majorare, sunt chestiuni care ne duc către o neseriozitate din partea guvernanților. Și i-aș spune că cea de-a doua observație, pe lângă că e un buget mincinos, acesta pentru 2024, este un buget al șmecheriei. De ce? Pentru că ați vorbit despre educație și este extrem, extrem de important
Ce ne arată guvernanții este că șmecheria bate educația. Da? Pentru că profesorii au fost în grevă, una dintre cele mai mari greve din ultimii 20 de ani, greva profesorilor de anul trecut din vară, lor li s-a promis acești 40%. Și cu șmecherie, ca să nu zicem mai rău, PNL și PSD le-au promis și acum mai duc cu zăhărelul. Faptul că scriem 13 în loc de 8%, sigur că da, sunt mii de pagini în buget, sigur că da, se face pe genunchi și e normal să existe greșeli, dar când încurci 13 cu 8%, iar oricum tu promisesei 40 în vară și acum ai zis că dai doar 20 în 2024, eu mă îndoiesc că este doar o eroare. Eu cred că este o negociere cu rea credință din partea guvernanților, care speră că acele măsuri de 1500 de lei plus 500 de lei date anual profesorilor și cadrelor administrative din Ministerul Educației le-ar fi mulțumit și nu îi îmbie către noi greve, mai ales că și iarna, acum sunt sărbătorile, nu sunt examenele care să-i doară cel mai tare pe guvernanți și atunci, prin șmecherie, oamenii ăștia își bat joc de unul dintre cele mai importante lucruri din România. Dacă vrem să creștem, dacă vrem să rămânem o națiune care să conteze, și anume își bat joc de educație. Iar asta este, din punctul meu de vedere, extrem de grav. Da? Educația și sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Și încă o observație legată strict de bugetul educației, unde ei zic, da, domne, a crescut cu 60%, dar a crescut artificial, pentru că ei au băgat în bugetul Ministerului Educației bursele care anterior erau la primării și care se plăteau prin primării. Prin urmare, această creștere, care altfel ar părea spectaculoasă și am salutat-o cu toții, da, domne, 60% în plus la educație e un efort, nu este ce zice în legile educației. Că în legile educației ne zice că trebuie să dăm 15% din toate cheltuielile. Suntem sub 9% cu acest buget, cu toată umflarea lui artificială. Deci nu respectăm nici măcar acele legi votate cu tamtam și cu fast. Era parcă 15% din bugetul general consolidat, nu? Da, da. Da. Și din păcate sunt doar la 9%. Okay. Sigur că da, dacă ne gândim așa, creștere de 60% sună bine. Dar dacă este făcut artificial, punând la grămadă și acele burse care se dau elevilor, și dacă mai punem la socoteală și inflația, ne dăm seama că, de fapt, șmechereala este în continuare prioritatea PNL și PSD, nici de cum educația. Și asta este extrem, extrem de grav. Pe de altă parte, am mai zis domnul Ilie, îmi cer scuze. Două secunde. Să termine domnul Ilie și vă dau dreptul la replică. Da, am înțeles. Ideea e foarte simplă. Domnul Vigheciu, ați zis despre rectificări bugetare, că pornisem de la ideea că este un buget mincinos. Anul acesta, dumneavoastră pornisem, nu a făcut nicio rectificare bugetară și a trecut totul prin artificii, prin derogări de la legea responsabilității fiscal-bugetare și a făcut totul prin fondul de rezervă. Asta înseamnă că importanța acestei legi de buget scade din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că nu o respectăm. Toate aceste manevre făcute prin fondul de rezervă, toate excepțiile de la legea responsabilității fiscal-bugetare, de la legea finanțelor publice, de care Marcel Ciolacu s-a prevalat în acest semestru al doilea al anului 2023, ne spun că, de fapt, proiectul de buget, și chiar ne zic consultanți fiscali și așa, domnule, nu are cum, nu sunt reale cifrele astea, nu ai de unde să crești colectarea atât de mult, pentru că, ok, ai crescut taxele, dar va scădea baza de impunere, pentru că lumea va fugi și mai mult de a plăti taxe în momentul în care ele cresc. Nu mai vorbim de micro-întreprinderile, care de la 1 la 3% s-ar putea multe să se închidă. Se închid și acelea deținute de mai mulți, de aceeași persoane fizice, cei care au mai multe micro-întreprinderi, ei vor trebui să treacă la impozit pe profit și nu vor mai putea să justifice existența multe dintre aceste firme, cele care operează cu marjă mică. Prin urmare, este un buget mincinos și este un buget al șmecheriei. În România există două feluri de oameni. Șmecherii de la guvernare și cei care plătesc taxe. Iată că au crescut taxele în
2022, au crescut în 2023 și probabil vor crește foarte mult în 2025, dacă nu chiar mai devreme. Noi chiar săptămâna aceasta am votat legea de abilitare a Guvernului de anumite ordonanțe și în continuare, deși am făcut amendamente în acest sens, în continuare guvernul și-a luat un cec în alb. Haideți să-l ascultăm. Codul fiscal și codul de procedură fiscală. Să-l ascultăm pe domnul Vigheciu. Vă rog, domnule Vigheciu. Vă mulțumesc. Eu n-am capacitatea să recit atâta îndemânare și o să-mi cer scuze. Eu vreau să spun domnului Ilie în felul următor. Când trebuia să tăceți, ați ales să vorbiți. Veniți și ne spuneți nouă că bugetul de la educație este unul al șmecheriei. Păi haideți să vă aduc eu un pic aminte că l-ați avut pe domnul Vlad Voiculescu, ministrul la sănătate, în 2021, și uitați că se cam dovedește azi cam cum a fost cu banii cheltuiți de statul român pe vremea lui domnul Voiculescu și a doamnei Mihăilă, ministrii USR. Haideți să vorbim de șmecherii de sute de milioane de euro, da? Haideți să vorbim despre incapacitatea unor guvernanți care au generat un deficit la bugetul de stat pe care încercăm să-l reducem de la an la an. Da? Asta trebuie să spuneți dumneavoastră. Nu scurt cuvântul replică, dacă îmi permiteți, legat și de, și de ce a zis în prima sa intervenție domnul Vigheciu, și anume că nu am majorat salariile profesorilor în 2021, da? În cele 8 luni în care am fost la guvernare. Eu am spus că nu la nivelul acesta. Partenerii de guvernare, PNL, care au avut Ministerul Educației, pe domnul Câmpeanu, pentru că USR a depus mai multe proiecte de majorare cu 50% a salariilor profesorilor. Dar PNL, partenerilor de guvernare de acum, nu au fost de acord cu aceste majorări. Asta legat de prima intervenție. Iar legat de a doua, cu Vlad Voiculescu, sigur că da, PSD-ul îi convine că a avut un procuror care a aruncat niște acuzații așa în spațiu larg, a arătat cu degetul spre Ministrul Sănătății, când, în realitate, domnule, eu citesc pe Cristi Ghinea, eu votez DNA, da? Atunci, și Ministrul Apărării. Ei au coordonat vaccinarea în România. Da, lucrurile astea se văd și acel dosar nu va fi niciodată trimis în judecată Vlad Voiculescu sau Ioana Mihăilă, pentru că achiziția de vaccinuri nu era la Ministerul Sănătății. Hai că nu este vorba de vaccinuri acum. Nu, dar de fiecare dată când ceva nu le convine, ei vor vira spre Vlad Voiculescu. Și pentru că este an electoral, ei o să se folosească de această făcătură să schimbe subiectul, da, de la absolut orice. Scuze, că vreau și eu să în 10 mine. Ani de când au promis 8 spitale regionale, n-au făcut niciunul. Vlad Voiculescu demisia, că a stat 3 luni acolo. Deci chestiunea asta românii nu o mai mușcă și devine extrem de veche. Trebuie eu, să vă asumați să că ați guvernat țara mine. Asta cu PNL-ul 30 de ani. Dumneavoastră vreți să spuneți că justiția este instrumentalizată în România? Ați vorbit peste mine, nu v-am auzit. Păi, da, eu când vă întreb, preferați să vorbiți în continuare. Eu vă întreb așa, dumneavoastră spuneți că justiția este instrumentalizată în România astăzi? Deci nu mai votați DNA? Că, eu vă spun că acel dosar... Spuneți-mi simplu, că vă mă spuneți iar că vorbesc peste dumneavoastră. Da, pot răspunde, m-ați spus o întrebare, pot să vă răspund? Vă rog. Da. Deci acel dosar trebuia, și Vlad Voiculescu din 2021 a cerut o investigație pe achiziția de vaccinuri. Faptul că în această investigație se arată cu degetul către Vlad Voiculescu, care nu a avut atribuții legate de achiziția de vaccinuri, este o chestiune politică aferentă anului electoral 2024. Incredibil. Și PSD se va folosi de chestiunea asta de fiecare dată când nu-i va conveni ceva. Domnul Gheorghe, mai am și o scurtă întrebare. Foarte scurt, pentru că deja am deviat de la subiect, domnilor. Nu este vorba de vaccinuri, vorbim de buget în această emisiune. Nu, dar vorbim de niște comportamente politice și publice și administrative asumate de niște partide, da? Mai am o întrebare foarte punctuală pentru domnul Ilie, cu tot respectul. Vlad Voiculescu se mai află azi pe lista de europarlamentare a USR-ului pentru primăvara aceasta? Da, Vlad Voiculescu se află pe lista. Felicitări! Tot discursul dumneavoastră din ultimii 5 ani este nu azi. El beneficiază azi. De... Dar vă rog, terminați-vă susținere.
Bun. De altfel știam că domnul Voiculescu se mai află pe lista, a spus și domnul Drulă, imediat după ce a apărut acest dosar al vaccinurilor, însă vă rog să ne întoarcem la Bugeni. Se alătură și Constantin Rudnitski, colegul nostru de la Profit News TV, specialist pe zona economică. Rudi, te salut! Bună ziua, bună ziua, Andrei! Rudi, dincolo de discursul politic și dincolo de... nu știu, poate să, dacă putem scoate din calcul anul electoral de anul viitor, cum ți se pare că arată bugetul, proiectul de buget, hai să-i spunem așa? Da, în principiu încercăm să scoatem din calcul, cum spui, anul electoral. E un buget ciudat, l-aș numi. Ciudat pentru că toate, hai să zicem, predicatele despre el care vin dinspre cei care au construit bugetul, mă refer la Alianța sau de la Guvern, ne spun că lucrurile vor fi bune, că se vor găsi și bani, că vor fi cheltuieli mai mari, va scădea chiar și deficitul, deci totul e perfect la bugetul ăsta. E un, cum spunea domnul Boloș, un buget modern. Da, acum, structurată, nevoile noastră... actuale. Dar am mai auzit asta și la finalul anului trecut, când se pregătea bugetul pe 2023. La fel spunea și domnul Ciucă că, bine, acum a mutat, spune, bugetul pe 2024 este unul chibzuit, însă ți-amintesc că și atunci se vorbea de reduceri, ți-amintesc că toată Europa se pregătea la vremea respectivă să mai strângă cureaua și vedem cum a ieșit până la urmă cu bugetul pe acest an și cu deficitul și cu toate bâlbele și controversele din jurul lui. Iată că acum vorbim de 2024. Care e diferența între bugetul pe 2024? Vezi vreo diferență între bugetul de anul viitor și bugetul pe anul ăsta? Măcar în anumite linii mai realist sau cum ți se pare? Nu știu, adică mi-e greu să spun că e mai realist. Prima diferență este că anul viitor vor fi 4 rânduri de alegeri. Mă întorc la alegeri, ce să fac. Și o al doua mare diferență este că bugetul de anul viitor vine cu handicapul bugetului de anul acesta. Adică avem tot timpul temerea că va fi la fel. Adică după două luni de la adoptarea lui, adică sau două, trei luni, nu știu, undeva în martie, cineva ne va spune că sunt găuri mari în buget, nu știu, 10, 15, X miliarde de lei și trebuie să se mai întâmple ceva. Sigur că, dat fiindcă este an multielectoral, s-ar putea ca gaura din buget de anul viitor să se mute în 2025, dar asta e altă discuție. Nu, temerea mare pe care o văd și nu numai eu este cea legată de venituri. Adică e un buget prea frumos ca să fie adevărat. O creștere de venituri cu 13%, chiar dacă luăm în calcul inflația, chiar dacă luăm în calcul creșterea economică, pare mult prea optimist. Adică aici este, de fapt, marea problemă. În rest, va cheltuieli, toată lumea se pricepe. Deci facem și vor face cheltuieli mai... ajustează, le mai fac, nu le fac, dar problema este la venituri și nimeni nu mai crede, sincer, în momentul acesta în România că o să aduci mai multe venituri din, să zic, din evaziune, din reducerea evaziunii fiscale. Deci asta e o poveste deocamdată, până nu o vedem făcută, nu o credem. Prima dată. Bun, vă rog, domnule Vigheciu, un comentariu. Eu am mai spus lucrul ăsta cât se poate de cinic. La anul, într-adevăr, este un an electoral, în urma căruia partidele politice vor dori să mențină sau să preia puterea în România. Nu cred că își permite cineva să pună pe foaie niște date care, în iunie, dacă nu se respectă, generează o problemă reală pentru alegerile din septembrie. În septembrie, dacă nu se întâmplă, generează o problemă majoră pentru noiembrie. În condițiile în care câștigi alegerile, dacă nu ai un reflex continuu în respectarea acestor legi, te duci imediat în cap în 2025. Eu cred că este un buget pe care PSD și PNL și-l vor asuma în Parlament, dar spre deosebire de anii precedenți
și îl vor asuma în fața publicului, care va fi cu o acuitate mai crescută la ce se întâmplă pe scena politică. Da. Rămâne evident să vedem cum vor evolua. Mai e timp de o precizare, Andrei? Te rog. Păi hai să ne uităm la ce face președintele Argentinei. A câștigat alegerile cu o platformă și acum ai văzut că devalorizează moneda argentineană cu 50% sau, mă rog, cu 100%, fără sigur să fi spus nimic în campanie. Așa va fi și în 2005 sau nu știu, riscăm să fie aceași în 2005, da? 2025, scuze, da? E doar o presupoziție. Deci România, care încearcă să devină partea pieței euro, poate să-și permită acest derapaj, spuneți dumneavoastră. La modul onest acum. Deci, păi eu cred că da, că avem derapaje multe, adică ce ar fi primul? Nu. Păi mi-a dat o extremă. În 2025 România poate să alunece într-un astfel de derapaj, chiar și teoretic, spuneți dumneavoastră. Da, eu cred că da, păi ar fi primul derapaj, anul ăsta nu e tot în derapaj, adică nu văd de ce, nu, dar ar fi posibil, nu zic că se va întâmpla, dar îl putem lua în calcul, sincer. Teoretic da, putem lua în calcul, așa este, dar nu se poate. Da. E regulă, să fie cum ziceți dumneavoastră, să fie bine. Da, vă rog domnule Ilie, ne apropiem de final, mai avem câteva minute. Da, sunt e interesantă poziția specialiștilor, mai ales când vorbim de buget. Acum, argumentul ăsta că, dom'le, nu ne permitem să nu ne ținem de buget pentru că e an electoral, ar fi valabil dacă majoritatea românilor, mai ales cei care votează PSD, ar ști să citească bugetul, s-ar uita la execuția bugetară și ar înțelege cifrele de acolo, ar ști diferența, de exemplu, dintre deficitul bugetar pe cash și cel ESA. Pentru că asta s-ar putea să fie o mare problemă, să ni se vândă acest 5% deficit bugetar, dar el să rămână doar pe cash, să nu fie ESA. Și asta ce înseamnă? Că rambursările de TVA sau banii care trebuie să meargă în economie de la stat nu vor mai fi, deși trebuie plătiți în 2024, nu vor mai fi plătiți și mediul privat va suferi, va aștepta după stat să-i dea banii și cifrele pe cash la buget, la execuția bugetară, vor arăta bine. Dar în realitate, pe deficitul efectiv creat de anul fiscal 2024 va fi mult mai mare. De aceea cred în continuare că este un... Și aici am permit, sigur, discursul politic. Eu nu zic că este ciudat bugetul, eu zic că este de-a dreptul mincinos. Și este mincinos pentru că există an electoral, pentru că nu vor să taie deloc din cheltuieli și din păcate asta va aduce mai multă inflație și mai multă dependență a cetățeanului de rând față de stat. Domnule Vighețiu, bugetul ăsta a fost întâmpinat de foarte multe proteste. Recent am văzut în sănătate, au fost și pe la poliție, prin INS, DSP-uri, grefieri și așa mai departe. Au fost mai multe categorii de bugetari. De exemplu, ultimele revendicări ale celor din sănătate, sindicatul TESA, vorbesc de o majorare de 25%, nu de 5%, așa cum a fost promis în proiectul de buget pe 2024. Evident, poate noua lege a salarizării, în măsura în care va fi gata, va clarifica puțin cu cât vor crește, ce salarii vor crește, unde și așa mai departe. Însă toate salariile bugetarilor cresc cu 5% și totuși nu există mulțumire aici. Până la urmă, fiecare sindicat, prin natura lui, are obligația să ceară mai mult pentru categoria socioprofesională pe care o reprezintă. Este un lucru cât se poate de normal. Repet, din punctul meu de vedere, inclusiv în toamna acestui an, nu am văzut atât de multe greve și atât de durată ca în anii precedenți. Uh-huh. Eu cred că a existat un dialog și o transparență care este de dorit într-un stat democratic. Mai mult sau mai puțin? Cu siguranță că se vor întâlni undeva la mijloc și
sindicatele vor pleca mulțumite de la masa negocierilor. Mai mult sau mai puțin, că au plecat și sindicatele din învățământ mulțumite la un moment dat, în timpul grevei, și ce li s-a zis și ce au primit. L-ascultam ieri, de exemplu, pe un reprezentant al sindicatelor din învățământ, pe domnul Nistor, la un alt post de televiziune, care spunea că este o bătaie de joc la adresa profesorilor. Deci mai mult sau mai puțin asta cu transparența și cu sindicatele ies mulțumite de la negocieri. Poate ies mulțumite de la negocieri, dar se creează nemulțumiri pe parcurs când primesc ce li s-a promis sau cât primesc din ce li s-a promis. Rudi, chiar în concluzie, așa, în ultimele minute, cum vezi treaba asta cu procentul? Uite, procentul nu e procentul, că e 8%, că e 13%, că a fost o greșeală. Cum vezi? Se pot face greșeli de genul acesta? Sau e o intenție? Uite, și dacă vrei să comentez puțin, a fost Anca Dragu la colega Raluca Alhadad în această dimineață și a spus așa, doamna Dragu, care dincolo de altele este profesionistă pe zona asta financiară, fost ministru al finanțelor, da? Că nu e o greșeală la profesor cu 8% în loc de 13 pentru ianuarie, că în calculul bugetar tot 8% e. Și că este o minciună asta cu greșeală. Bine, trebuie să menționăm că doamna Dragu e în opoziție acum, na, e normal să... Da, dacă este... Eu sincer să fiu, am crezut că e o eroare. Normal că sunt... Nu trebuie să joci cu bugetul sau cu... Mai ales cu această temă sensibilă a creșterii salariilor profesorilor după ce s-au promis în anul trecut. Dar dacă e și în buget, la fel înseamnă că nu mai e chiar o eroare. A fost o... Să spunem, o intenție sau asta, aceasta a fost ideea. Deci, nu știu, recunosc că n-am văzut bugetul, dacă e așa, e mai complicat să zic. Dar concluzia mea este că, din păcate, acest buget, ca să încheie, a fost făcut și cu destul de puțină transparență. Adică, ni s-a spus că s-a lucrat nopți întregi la Ministerul Finanțelor. Un buget nu se face așa, adică nu suntem într-un heirup să stăm nopțile să lucrăm la buget, nu e o calitate asta. Noi ne-am dorit să bugetul să înceapă să se facă din luna august-septembrie, să se adune datele și în cel mai târziu așa se întâmplă în țările europene, undeva în luna octombrie deja e gata și cu asta basta. Dar bun, noi suntem o țară europeană mai specială. Bun, îți mulțumesc, Rudi, le mulțumesc și invitaților Adrian Bighetciu din partea Partidului Social Democrat și Victor Ilie din partea USR. Pauză, ne întoarcem la fix cu titlurile orei și pe o nouă dezbatere. Continuăm discuțiile pe buget pentru că mai sunt multe întrebări. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, este fix și începem cu titlurile orei 13. Fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, a fost joi la sediul DNA pentru a depune o plângere împotriva ordonanței de clasare a dosarului în care era investigată achiziția unor autoturisme pentru poliția română. Sunt azi la DNA pentru a depune o plângere, o constatare împotriva ordonanței de clasare în cazul BMW-urilor, în cazul Lucian Bode BMW. Aduc o contestație de 14 pagini cu argumente juridice și precedente din activitatea DNA, activitatea OLAF și a instanțelor din România, prin care arătăm că această închidere a cazului Bode BMW este pur și simplu scandaloasă față de ceea ce a făcut DNA până în acest moment. 11 persoane, între care și fostul manager și fostul director de îngrijiri de la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani, au fost reținute de Direcția Națională Anticorupție în dosarul care vizează fapte de corupție comise de funcționari publici de la spital în contextul fraudării unor concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante. Alte 4 persoane sunt cercetate sub control judiciar. Aproape 50% dintre români consideră că Republica Moldova este mai apropiată de România și de Uniunea Europeană, deși în urmă cu 10 ani procentul trecea de 50%, indică datele unui sondaj realizat de Inscop la comanda news.ro.
A scăzut însă cu 10% numărul celor care cred că Republica Moldova este mai apropiată de Rusia și de Uniunea Euroasiatică. În ceea ce privește viitorul Republicii Moldova, numărul celor care cred că va rămâne în statutul actual este aproximativ egal cu al celor care cred că va adera la Uniunea Europeană, iar 16,5% cred că se va uni cu țara noastră. Mesaje de avertizare ro alert transmis populației din zona de graniță cu Ucraina, din județele Tulcea și Galați, despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Rusia lansează noi atacuri cu drone în Ucraina, inclusiv asupra porturilor Ren și Izmail. Mesajul ro alert a fost emis pe toată zona de nord a județului Tulcea, dar și în zona de graniță cu Ucraina a județului Galați, a precizat ISU Tulcea. Departamentul de stat american a aprobat o eventuală vânzare către România a unor rachete Javelin și echipamente aferente în valoare de 80 de milioane de dolari, iar Agenția Americană de Cooperare în domeniul securității și apărării a eliberat certificarea necesară și a notificat Congresul cu privire la această eventuală vânzare. Ministerul Afacerilor Externe anunță că autoritățile izraeliene au informat că o persoană cu dublă cetățenie izraeliană și română, care era ținută ostatică în fâșia Gaza, a murit. Încă două persoane cu cetățenie izraeliană și română se află în fâșia Gaza, se află ostatice în fâșia Gaza. Patru miniștri japonezi au demisionat joi după ce premierul a anunțat cu o zi înainte că vrea să se ocupe de un vast scandal de fraudă financiară care zguduie partidul de guvernământ, scrie AFP. Continuăm cu sport. Echipa de basket masculin SCM Timișoara a învins miercuri în deplasare BK Olomouco, scor 81-71 în a șaptea partidă din grupa B a ALDE Adria Cup. După șapte etape, echipa antrenată de Dragan Petricevici rămâne lider cu 13 puncte. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Vremea se va menține în general închisă, dar cu temperaturi peste mediile specifice datei, cu precădere în sud și în sud-est. Pe parcursul zilei va ploua în Maramureș, pe arii relativ extinse în Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 4 grade în nordul Moldovei și 15-16 grade în Dobrogea. Discutăm, doamnelor, domnilor, în continuare, cum spuneam, despre buget. Avem o nouă întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Credeți că viitorul buget va fi construit pe baze mai realiste față de 2023? Este mai realist față de bugetul din acest an? Dacă ne referim, de exemplu, și la cifrele de deficit. Hai că discutăm după o scurtă pauză, inclusiv pe zona asta de deficit, ce își propune guvernul. Vă aștept după pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, continuăm discuțiile despre bugetul pe 2024, despre proiectul de buget pe 2024. Pentru început, alături de noi, din partea Partidului Național Liberal, este Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Cu drag, ca întotdeauna. Viorel Băltărețu, din partea USR, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc mult! Bun, și o să ni se alăture pe parcursul acestei ore, cea mai rămas din această oră, și Lucian Lungoș din partea Partidului Social Democrat. Domnule Băltăreț, încep cu dumneavoastră. Cum, în linii mari, cum vedeți bugetul? Ora trecută am vorbit de zona asta de educație, ce ministere câștigă, ce ministere pierd bani. Acum m-aș uita puțin pe partea de venituri, partea de cheltuieli, partea de deficit, de creștere economică, de inflație, cifrele ce țin de aceste zone incluse în bugetul pe 2024. Da, ce pot să spun este că din nou avem o coaliție PNL cu PSD care au făcut un buget care nu are legătură cu realitate. De ce spun treaba asta? Pentru că din analiza pe care am făcut-o atât noi la USR cât și specialiștii, pare să, așa la prima vedere, că avem undeva la 20 de miliarde care sunt venituri pur și simplu mult prea optimiste.
produse și undeva la tot 20 de miliarde, ca să dăm o cifră rotundă, cheltuieli care nu au fost prinse. Asta așa ca primă vedere. Deci pe lângă deficitul prognozat de 5%, acela de undeva la 86 de miliarde, aparent mai avem încă aproape 50% un deficit care e ascuns în cifre. Asta la prima vedere. În al doilea rând, ar trebui să ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut. Eu m-aș fi așteptat ca aceste două partide să învețe din greșelile pe care le-au făcut anul trecut. Din păcate, ori nu pot, ori nu vor. Sunt două variante și aici probabil că domnul Fenichi o să ne spună ce s-a întâmplat. Trebuie să înțelegem că nu se poate să ne propunem iarăși cheltuieli mai mari, așa cum spuneți, afișați și dumneavoastră acum, cheltuieli cu 9% mai mari și venituri cu 13% mai mari, în realitate neavând aceste venituri cu 13% mai mari. Chiar dacă avem acele creșteri de creșteri de taxe, din păcate puse pe spinarea cetățenilor și companiilor și mediului privat. Asta ar fi așa la o primă analiză simplă, scurtă, ceea ce vedem aici. Mai vreau doar să amintesc că și în 2022, la începutul 2023, au propus un buget cu un deficit de 4,4% și după toate aparențele o să-l închidem undeva la 6% deficit, deci tot așa cu o diferență destul de mare și știm foarte bine cum îl închid, neplătind TVA-ul de rambursat pentru companii, neplătind medicii de familie care ar trebui să-și primească banii, nu și-au primit banii pe octombrie integral, nu și-au primit banii încă pe noiembrie, să sperăm că se trezesc și totuși le mai plătesc o parte din bani. Și foarte, foarte multe alte cheltuieli pe care le aruncă de anul ăsta pe anul viitor. Bun, domnule Fenechiu, în primul rând cum îi răspundeți domnului Băltărețu? Asta unu. Pe de altă parte, pe ce se bazează guvernul când spune că vom atrage cu 13% mai multe venituri? Pentru că mari pași în reorganizarea NAF, de exemplu, nu am făcut, iar cum spunea și colegul nostru Constantin Rudnitski, specialist în economie până la urmă, ora trecută, lucrul ăsta cu combaterea evaziunii, deja vedem că nu s-au făcut pași prea mari în direcția asta. E o discuție care este mai largă. Fără discuție, domnul Băltărețu susține un punct de vedere al partidului din care face parte. E un partid de opoziție, treaba opoziție să se atace puterea, să critique. Am observat că a fost o critică civilizată, într-un limbaj decent, pentru care îi mulțumesc domnului Băltărețu și o să-i răspund. Bugetul întotdeauna se face la modul următor. Calculezi veniturile și estimezi cheltuielile, deci estimezi venituri, estimezi cheltuieli și vezi cum stau lucrurile. Există niște lucruri care sunt certe și niște lucruri care nu sunt certe, dar sunt previzibile, previzionate. În materie de venituri avem în vedere creșterea produsului intern brut cu 3%, chiar 3 și ceva la sută, așa spun inclusiv agențiile de rating, așa sunt toate valorile. În materie de venituri estimăm o mult mai bună colectare, atât urmare a introducerii e-factura, cât și a legislației pe care urmează să o edictăm. Așa cum bine știți, în Parlament, în momentul de față, este o lege pentru combaterea evaziunii, care vine, pe de o parte, cu pedepse și cu mijloace la adresa celor care vânează evazioniști. Mai există în zona respectivă investițiile care vor proveni din fonduri europene. Nu uitați că la anul vom avea și un exercițiu bugetar al Uniunii nou. Estimăm sume importante de bani care vor intra în România atât din PNRR cât și din bugetul Uniunii Europene. Deci, grosomodo, această creștere a veniturilor cu 13% este explicată. Cine vrea să o vadă, o vede. Cine vrea să o critică, o critică, se îndoiește de diverse argumente. E firesc, discutăm și vom vedea cum stau lucrurile. E adevărat, au fost și situații când estimările
nu s-au adeverit în totalitate, cum a fost anul trecut, când a existat o evaluare care nu s-a adeverit, ea s-a bazat pe veniturile anului precedent, în contextul în care criza energiei a dus la o creștere a prețurilor în zona energiei, iar anul trecut, din fericire pentru populație, prețurile nu doar că s-au estompat, au și coborât. În materie de cheltuieli, avem în vedere obligațiile asumate de guvern referitor la majorarea salariilor pentru profesori, la majorarea, indexarea pensiilor cu inflația, la recalcularea pensiilor. Sunt lucruri care au fost asumate în coaliție și lucruri care trebuie bugetate. Cu siguranță vor mai exista și anumite actualizări ale unor venituri salariale, care în mod cât se poate de simplu înseamnă cheltuială. Guvernul a propune un buget echilibrat. Important este să urmărim realizarea bugetară, urmărim să facem toate, să încasăm veniturile și astfel să asigurăm sursa financiară pentru cheltuieli. Pe de altă parte, ați văzut că s-au luat măsuri pentru limitarea cheltuielilor, atât în ceea ce privește cheltuielile de personal, cât și în ceea ce privește cheltuielile cu bunurile și serviciile. Lucru foarte important este că avem în continuare un procent pentru investițiile publice de peste 7%, ceea ce e un lucru foarte bun. Se știe că investițiile publice sunt generatoare de creștere economică, sunt generatoare de venituri, de locuri de muncă pe orizontală. Din punctul ăsta de vedere, atât domnul Băltărețu, cât și oricine vrea să critique actuala construcție bugetară, o critică doar pe supoziții. Guvernul și respectiv Ministerul Finanțelor au avut în vedere toate evaluările făcute și au venit, o pun pe masa Parlamentului, mâine va fi depus bugetul în Parlament, un buget care în raport de condițiile concrete este cea mai bună variantă de buget care putea fi făcută. Eu cred că nu ne dorim să discutăm nici de tăieri salariale, cred că nu ne dorim să discutăm nici de concedieri, cred că dorim ca să găsim acele soluții pentru ca la anul viața fiecărui român să fie mai bună dacă se poate, iar dacă nu va fi mai bună, cel puțin să nu scadă nici nivelul vieții, nici nivelul veniturilor românilor. Bun, hai să ne uităm, dacă tot suntem în luna decembrie, luna cadourilor, să ne uităm puțin pe cifrele din buget. Imediat vă dau și dreptul la replică, domnule Băltărețu, dacă doriți să-i răspundeți domnului Fenechiu. Dar să vedem, făcând un joc de cuvinte, metaforic vorbind, să vedem cine a fost cu minte și cine nu. Cine va primi mai mulți bani în 2024 și cine va primi mai puțini bani. Ministerele care primesc mai mulți bani, Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, MAI, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, MAPN, Ministerul Culturii și Ministerul Public. Mai puțin bani însă primesc așa Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, chiar cu aproape 40% mai puțini bani. Ministerul Sănătății, minus 20% aproape, minus 18,4% mai puțin bani. N-are nevoie sănătatea de mai mulți bani, domnule Fenechiu? De ce tăiem de la sănătate? Nu știu dacă definiția corectă este tăiem de la sănătate. Tai în momentul în care practic iei niște bani. Faptul că aloci o altă cifră, o altă sumă, înseamnă că aloci pe prioritățile pe care și le-a stabilit Ministerul Sănătății. Nu mai suntem în pandemie, cheltuielile pandemie și post-pandemie sunt mai mici, există o prioritizare a cheltuielilor, deci n-aș merge pe varianta că tăiem. Pentru că, practic, în momentul în care discuți de alocări, ai cheltuieli care sunt fixe de la an la an și ai cheltuieli care vizează prioritățile Ministerului, care sunt stabilite atât în raport de ceea ce are nevoie sistemul sanitar, cât și de putința bugetară. Cu siguranță, dacă existau mai mulți bani la buget, am fi acordat la fiecare minister câte o creștere, pentru că așa cum probabil că și domnul Băltărețu știe orice un politic din România, niciun guvern nu își dorește ca sumele pe care le alocă pentru un capitol bugetar în anul următor să fie mai mici.
sunt situații în care constrângerile bugetare te obligă să prioritizezi. Pentru că astăzi este important să ne ținem obligațiile față de datoriile și înțelegerea față de profesori. Este obligatoriu să actualizăm, ne obligă legea, pensiile cu indicele de inflație, să facem recalcularea pensiilor, să nu scădem nivelul investițiilor publice. Deci, din punctul ăsta de vedere, tot timpul te poți întinde cât este sac, nu te poți întinde mai mult. Dar, repet, noțiunea de tăiem de la Ministerul X sau Y nu este corect, ci este un alt tip de alocare care are în vedere o altă strategie de politici publice la nivelul ministerului respectiv. Bun, vreau să-l întreb și pe domnul Băltărețu, apropo de, bineînțeles, și să-i dau dreptul la replică de mai devreme. Domnule Băltărețu, uitați, mă uit de exemplu la administrația prezidențială. Să le reamintesc celor de acasă, în 2022, în bugetul pe 2023, când a fost gândit bugetul pe 2023, administrația prezidențială a primit cu 35% mai mulți bani. Anul acesta, pentru anul viitor, primește cu 9% mai mulți bani. Păi da, prioritizează, exact ce a spus și domnul Fenechiu, prioritizează în fața sănătății românilor, prioritizează administrația prezidențială, prioritizează Ministerul de Interne, prioritizează serviciile secrete, prioritizează menținerea specialilor și a tuturor clientelei de partid la putere în detrimentul sănătății românilor până la urmă. Asta ce înseamnă? Că nu tăiem de la, ca să-l parafrazez pe domnul Fenechiu, nu tăiem de la Ministerul Sănătății, ci alocăm mai puțin. Sau alocăm diferit, ca să nu zic că l-am citat greșit. Acum, m-aș întoarce un pic la ce a spus domnul Fenechiu un pic mai devreme, legat de creșterea economică pe care se bazează sau pe care o estimează guvernul, această coaliție și probabil specialiștii din spatele guvernului, dacă există. Spun că vom avea o creștere economică de 3,4%. Am uitat un pic pe cifrele altor instituții, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, creșterea prognozată este undeva în jur de 2,7%. Noi suntem mult mai optimiști. Cam, și acum, deci asta odată văd că noi suntem optimiști. Asta ce înseamnă? Că ne estimăm mai mulți bani. Dar haideți să ne uităm, iarăși eu nu vreau să spun că poate specialiștii guvernului știu mai bine, dar mă uit la ce au făcut teoretic aceiași politicieni și aceiași specialiști în anul 2023. În momentul de față, conform informațiilor pe care le avem la luna noiembrie, avem o creștere economică de 2,2%. Și știți cât a fost creșterea economică care a stat la baza guvernului pe bugetului de pe 2023? 4,9% creștere economică. Deci, din păcate, vedem, când toată lumea le spune aveți grijă că nu o să fie așa ceva, noi vedem că ne îmbătăm cu apă rece, ne apucăm să cheltuim bani și la sfârșitul anului le dăm seama că nu putem să avem sau nu avem de unde să cheltuim acești bani. Și știți de unde cheltuim acești bani? Din împrumuturi și din datorie publică pe care o lăsăm, dacă vreți, copiilor noștri, urmașilor noștri. Nu avem, deci, cea mai mare problemă a acestui buget și a acestei coaliții până la urmă este că construiește un buget pe datorie și sunt conștienți că vom face și mai mari datorii, orice deficit până la urmă trebuie să-l finanțez de undeva și îl finanțez dintr-o datorie, printr-o datorie publică, dar trebuie să înțelegem că trebuie să ne oprim din destrăbălarea asta. Trebuie să reducem statul și administrația, trebuie să facem reformă administrativă, trebuie să tăiem cheltuielile de funcționare ale statului. Toate cheltuielile astea. Și asta nu înțeleg, din păcate, destul de mulți români. Toate cheltuielile astea ale statului sunt o piatră de moară în potențialul nostru de dezvoltare ca țară. Mergem mult mai încet decât am putea să o facem. Suntem mult mai săraci decât am putea să fim mai, mă refer acum, suntem mai puțin
bogați decât am putea să fim, pentru că taxele pe care statul ni le ia și nu ne dă mare lucru înapoi, asta fac ca țara asta să meargă prost. Statul este mult prea umflat și din păcate ne pregătim de un an electoral, un an cu pomeni electorale, un an cu PNDL-uri, iar vom vedea multe tăieri de panglică la proiecte făcute prost și așa pe repede înainte doar să le facem. Asta o să fie din păcate, dar o să fie pe cheltuiala și pe spatele celor care muncesc și care plătesc taxe, cetățeni și companii. Și tare mi-e frică că ne vom trezi imediat după alegerile din 2024, după tot anul ăsta electoral, cu niște măsuri economice dureroase pentru români. Și asta este ceea ce este cel mai îngrijorător. Bun, domnule Fenechiu, un răspuns scurt la ce a spus domnul Băltărețu, după care nu vă mai reținem pentru că am vorbit de 15 minute. Bineînțeles, dacă mai puteți sta alături de noi, sunteți în continuare invitatul nostru. Mulțumesc. Repet, se pot face foarte multe discuții și eu am spus-o, apreciez eleganța și maniera în care domnul Băltărețu și-a expus punctele de vedere. Faptul că noi vedem lucrurile diferit este o chestiune care ține atât de informațiile care le avem, cât și din maniera în care vedem informațiile. Viitorul va arăta dacă construcția bugetară este una corectă sau mai puțin corectă, viitorul va arăta dacă am procedat bine sau nu și cu siguranță românii vor avea în vedere inclusiv aceste evaluări în voturile cele patru rânduri de voturi pe care le vor da în anul 2024. Eu atâta pot să vă spun că noi, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, am încercat pe cât posibil să menținem regimul fiscal actual, să ne asigurăm că nu va exista nicio majorare de taxe sau impozit în 2024, să ne asigurăm că ne ținem de toate obligațiile asumate și să mergem pe regula ca la anul să fie mai bine pentru tot românul, iar dacă nu e mai bine, să nu fie mai rău. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că acest buget respectă aceste comandamente pe care le-am invocat. Nu o să spun niciodată că nu există loc de mai bine. Noi atât am putut. Motiv pentru care vom adopta un buget pe coordonatele pe care le-am prezentat și vom încerca să ne ținem în el. Să nu avem o creștere de deficit, să nu îndatorăm mai mult România și să încercăm să continuăm creșterea nivelului de trai și dezvoltarea economică a României. Stați să vedem până la urmă cu ce deficit încheiem anul în curs. Vă mulțumesc, domnule Fenechiu, pentru intervenție. Domnul Lungoci, Lucian Lungoci, din partea Partidului Social Democrat, se alătură. Domnule Lungoci, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. V-au sunat ceva mai devreme colegii noștri ca să prindeți o parte din dezbatere și vorbeam de Ministerul Sănătății și spunea și domnul Fenechiu, colegul dumneavoastră de coaliție, că prioritizăm. Pare că Ministerul Sănătății așa nu e foarte prioritar, minus 20%, în schimb administrația prezidențială primește cu 9% mai mulți bani. Ce se va întâmpla cu banii, bineînțeles că nu știm, pentru că e totul la secret. Deja ne-am obișnuit cu cuvântul clasificat în dicționarul administrației prezidențiale. Dacă ne uităm și la bugetul Camerei și Senatului, ca să dăm și partea cealaltă, avem o scădere de buget. Dar dacă discutăm despre sănătate, eu din câte am văzut, într-adevăr, din declarații publice, pentru că n-a ajuns, încă n-a plecat de la guvern forma finală a bugetului, văd pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate 12 miliarde de euro, adică 1 miliard de euro pe lună, care să fie transmis în fiecare județ. Stați puțin, că ați spus de Camera Deputaților și de Senat. Uitați, am cifrele în față. Senat, 355 milioane lei plus 27%. Și ați spus de Camera Deputaților, 638 milioane lei plus 21%. Eu văzusem efectiv cheltuielile pentru personal, pentru plata salariilor,
era o diferență, era o scădere. Dacă obții creșteri, poate ori fi pentru clădirea respectivă, pentru investiții în clădire. Eu, din ce am văzut cifrele săptămâna aceasta, era o scădere pe bugetul efectiv al Camerei și Senatului. Dar discutam de sănătate și eu cred că 12 miliarde de euro, cât este alocat pentru bugetul Cartei Naționale de Asigurări de Sănătate, este cel mai mare buget acoperitor pentru cheltuielile de sănătate din fiecare județ. Dar este foarte important cum gestionează Casa Națională de Asigurări de Sănătate acest buget. Pentru că ați văzut cu toții că anul acesta am ajuns într-un blocaj prin luna septembrie și a fost nevoie prin alocări din fondul de rezervă să fie suplimentat și acoperi bugetul casei. De ce? Pentru că, într-adevăr, este nevoie de o atenție mai mare, o atenție sporită în modul cum sunt cheltuiți banii și nu numai în sănătate, și în toate celelalte ministere sau să coborăm mai jos în consilii județene, în primării. Discutam, apropo de reducerea cheltuielilor, discutam la începutul săptămânii cu colegi de-ai dumneavoastră și, și din Partidul Național Liberal, dar și colegi de partid cu dumneavoastră, care vorbeau de reducerea de cheltuieli în contextul ordonanței austerității din primăvara anului trecut, când trebuiau fie ministerele să-și reducă cheltuielile cu 10% fiecare minister, și spuneau colegii dumneavoastră că nu n-a fost o soluție bună și că nu și-au scăzut ministerele. Că nu și-a atins ținta, bănuiesc. Păi da, nu și-a atins ținta și că nu și-au scăzut ministerele cheltuielile cu 10%. Păi eu aș putea să vă spun că în acea ordonanță, și știu lucrul acesta, că în fiecare minister se lucrează pentru restructurarea și organigrama nouă, același lucru se întâmplă în la nivel local, dacă discutăm de consilii județene, la fel au termen până pe data de 30 decembrie să finalizeze punerea în aplicare acelei legi, de fapt nu era ordonanță, era lege, astfel încât să-și reducă posturile de conducere, să-și reducă posturile vacante, să-și facă curățenie în organigramă. La fel, toate instituțiile subordonate ministerilor sau subordonate consiliilor județene sau consiliilor locale. Și știu că se lucrează la lucrul acesta, știu și în județul în care provin, în Constanța, că se lucrează la lucrul acesta și știu că până la finalul anului fiecare minister trebuie să vină să prezinte noua formulă de structură. Ministerul Familiei primește cu 22% mai mulți bani, plus 22%, 363,1 milioane. Da, bineînțeles, asta nu înseamnă că pentru cheltuielile de funcționare. Asta înseamnă că au programe în derulare unde este nevoie de acești bani. Dacă discutăm de Ministerul Transportelor, faptul că... Păi acolo da, acolo înțeleg. Păi are un buget mai mare pentru care lucrări și vor fi investiții. La fel și la Ministerul Familiei. Sunt o serie de programe în derulare, programe sociale, le putem numi, care trebuie finanțate. Păi ziceți-ne și nouă niște programe derulate de Ministerul Familiei. Vă dau un singur exemplu, sprijinul pentru familiile, cuplurile care au nevoie de tratament de fertilizare in vitro. Și sunt sume foarte mari alocate, să nu greșesc, cred că 8.000 sau 10.000 de euro pentru fiecare cuplu, care depune o astfel de cerere și are nevoie de tot ceea ce înseamnă tratamentul și procedura respectivă. Ori dacă în Ministerul Familiei se alocă pentru un număr mai mare de cuplu anul viitor, v-am dat un simplu exemplu, este evident că va fi o creștere de buget. V-am dat un exemplu. Domnule Băltărețu, partidul din care faceți parte a propus în repetate rânduri desființarea Ministerului Familiei, spunând că a fost un minister creat special pentru Gabriela Firea la acea vreme. Evident, după scandalul azilurilor, funcția a fost preluată de doamna Natalia Intotero. Pare că funcționează ministerul, primește mai mulți bani. Și a făcut treaba doamna Intotero.
Da, primește mai mulți bani fără să ne fie foarte clar ce face cu ei. Foarte bine dacă dau bani pentru cuplurile care au nevoie de fertilizare in vitro. Mie mi se pare o acțiune bună, dar pe de altă parte mi-e clar că aia este doar o picătură din banii care ajung la minister. Haideți să vedem de fapt dacă chiar ne trebuie nou un minister al familiei sau ne trebuie de fapt niște specialiști angajați care să știe să facă aceste politici. Noi am luat niște secretare, niște șefi de birouri și compartimente, le-am pus într-un minister făcut, dacă vreți, cadou pentru Gabriela Firea la momentul respectiv și acum mergem cu el înainte. Ar fi trebuit, dacă vorbim de sinecuri și dacă vorbim de cheltuieli aiurea, asta este un exemplu extraordinar de bun și vă mulțumesc că l-ați ridicat. Dacă îmi permite să vorbesc, n-am vorbit peste dumneavoastră, dacă îmi permite să vorbesc. Mulțumesc. Bune. Da. Deci aici ar trebui să înțelegem că Ministerul Familiei nu are ce să caute și așa trebuie să reducem și asta ar fi direcția pe care ar trebui să o facă și PSD-ul și PNL-ul, să reducă cheltuielile statului. Am spus-o un pic mai devreme și cu domnul Fenechiu. Unul dintre aceste ministere sau unul din sinecurile care ar trebui desfințate e Ministerul Familiei. Specialiștii poate să-și facă treaba foarte bine fără să aibă un ministru cu un salariu, cu un șofer și cu nu știu câți alți oameni în cabinet. Poate să fie un departament care să aibă rezultate. Noi facem genul ăsta de construcții ca să aibă loc și cățelul, și purcelul, și amanta, și toată lumea. Trebuie să înțelegem că dacă nu vom reduce cheltuielile de funcționare ale statului, oamenii o să o ducă mai prost. Chiar dacă aparența pe care o dă acest guvern, împrumutându-se în neștire, o să-i facă să se simtă cel puțin anul ăsta care vine un pic mai bine, pentru că sunt alegerile astea atât de multe și atât de importante. În 2025 o să plătim nota de plată și eu sper ca noi să ajungem la guvernare, cei de la USR, o să avem foarte mult de reparat și o să fie foarte greu, dar nu ne e frică să venim la guvernare și să tăiem genul ăsta de cheltuieli, genul ăsta de ministere care sunt o formă fără fond. Domnul Băltărescu, ați dat un exemplu, cred că cel mai nepotrivit, să puneți toate acea anatemă, că aveți un discurs foarte bine pregătit de la partid, dar nu la Ministerul Familiei, discutăm de România care pierde an de an, are un sfor demografic negativ, nu avem o generație tânără din spate, nu avem susținută și protejată familia, vorbim în toate discursurile în Parlament, toate partidele de susținerea familiei și dumneavoastră dați exemplu de sinecură chiar Ministerul Familiei. Ați dat cel mai prost exemplu pe care îl puteați da vreodată. Din contră, trebuie menținut un minister al familiei care să ajute, să sprijine familia și să facă tot posibilul să avem tinerile cupluri care să fie protejate și să fie motivate să facă copii, să crească copii, să avem o generație tânără din spate care să vină. Și doar prin Ministerul Familiei puteam face treaba asta? Păi și cu cine să face? Cu Ministerul Agriculturii? Bineînțeles că nu cu Ministerul Agriculturii, dar... Dacă îmi permite să răspund. Vă rog. Știți care e diferența de viziune între noi și dumneavoastră? Este următoarea. Eu vă cred spun că e un miliard de euro la mijloc oameni. Diferența de viziune. Stați că... diferența de... Eu v-am lăsat să terminați, să știți. Vă rog. Diferența de viziune este aceea că noi credem că nu trebuie să ai un minister al familiei și să te lauzi, să te bați cu cărămida în piept că tu ai ministerul familiei. Trebuie cu adevărat să faci ceva. Ați văzut ce a făcut Gabriela Firea cu azilele groazei? Ați văzut ce programe a avut ea pentru sprijinirea familiei? Ce a făcut Gabriela Firea cu azilele groazei? Dacă făcea ceva și era legată de acea problemă, era legată de procuror până acum. Păi, nu dânsa personal, dar... Păi ce a făcut? Păi domnul Godei nu era lângă Gabriela Firea în fiecare zi? Ce a făcut Gabriela Firea? Că a spus, domnul Băltărescu a spus, ați văzut ce a făcut Gabriela Firea? Ce a făcut? Păi n-a făcut nimica, aia e marea problemă. Cu Ministerul al Familiei n-a făcut nimica. A avut un post călduț și a fost doamna ministru. Asta a fost. Fii foarte bine că acele azile nu sunt de Ministerul Familiei. Fii foarte bine lucrul ăsta.
sunt la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin AJPIS-urile județene și ANPIS-ul național. Bun. N-au nicio treabă cu Ministerul Familiei. Mai avem 4 minute. Aș vrea să vorbim puțin de bugetul educației, pentru că merită menționat. Un buget record, plus 61% față de bugetul de anul acesta, trebuie să menționăm cu anumite artificii. Banii de burse de la primării sunt incluse în bugetul Ministerului Educației. Evident că cifra e ceva mai mare prin aceste artificii. Asta e mai puțin important. Important e că educația va avea mai mulți bani. Însă noile legi ale educației spun de 15% din bugetul general consolidat, potrivit calculelor cu bugetul acesta majorat. Vă spun eu. Poftim? 8,7%. Da, undeva la 9%, asta voiam să spun. Deci aproape jumătate din cât au stabilit conform noilor legi. Până acum am avut, trebuia să avem 6% din PIB alocat la... Da, la și alocam moment. Undeva la jumătate, acum jumate suntem, din... Da, și acum suntem la... Am schimbat legea și am zis, din tot bugetul României trebuie să alocăm 15%, în continuare, și asta e o lege care e asumată de cine? E asumată de președintele Iohannis, e asumată de PSD și PNL. Ei au dat această lege. Și aș menționa și UDMR aici. Și acum vedem, la mai puțin de 6 luni de zile, că prima oară când au posibilitatea să-și ducă viziunea la îndeplinire, să o vedem că fac treaba asta, o pun la jumătate aproape. Vă rog, domnule Lungoci. Seriozitatea lor în a trata educația, și educația este una din cele mai mari probleme. Sănătatea și educația sunt cele mai mari probleme ale României și dacă nu ne vom apleca asupra lor... Bun, nu mai avem timp să lăsăm pe domnul Lungoci să ne răspundă. Vă rog, domnule. Domnul Colțărețu se contrazice singur, pentru că, într-adevăr, este cel mai mare buget alocat pentru educație. Eu nu spun că este suficient, dar este cel mai mare buget alocat până acum. Dacă ne duceam la 15%, depășeam, săream din orice prognoză de venituri. Păi și de ce ați făcut în legile educației, domnule? Păi nu mi-ați făcut legea anul ăsta. Aia ar fi însemnat să vii să stai de la alte ministere să le fii subfinanțate. Ne-ar fi dorit cu toții să dăm 15%. Ne-ar fi dorit cu toții să dăm o creștere mai mare de 5% bugetelor, dar nu poate permite buget. Pentru că este un buget realist, nu ne putem hazarda în cifre pe cât. Nu, este un buget realist, este un buget iarăși fantomatic. Da. Nu este nimic realist. Dar încă o dată, ați propus acea lege în Parlament, ați votat-o, ați spus că, vai, ce extraordinar, și azi, anul ăsta. Și acum îmi spuneți că nu putea să tăiați de la alții. Păi unde v-a fost capul când ați propus legea asta? Trebuia să ziceți, domnule, nu o să fie, o să fie 9, o să fie 8. Uite, cât a spus, 8,7. În perioada respectivă, când se discuta despre noile legi ale educației, la Prima News, săptămâni întregi am vorbit doar despre legile educației. Cel puțin o oră din două ore de dezbateri vorbeam despre legile educației și am analizat, spunem noi, legea din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al bugetului. Și atunci atât PNL cât și Partidul Social Democrat se lăudau cu această creștere de 15% și spuneau că va fi, chiar spuneam la acea vreme, domnule, va fi respectată cifra sau se va întâmpla ca cu acel 6% din produsul interbrut care n-a fost niciodată respectat. Și a spus, nu, ăsta sigur îl vom respecta. Cu toate investițiile pe fondurile, pe programele naționale și pe fondurile europene, să știți că ne apropiem de acel 6% din PIB. Dacă adăugăm pe nu se mai calculează în funcție. Da, bine, pe legile vechi, ok, ne apropiem de acel... Trebuia să faceți legea în direcția asta, nu vă supărați. Încă o dată, ați spus ceva acum mai puțin de 6 luni de zile. Nu suntem nici măcar un milimetru mulțumit că este cel mai mare buget pe care l-a avut educația vreodată. Îmi pare rău, n-am auzit ce a spus. Dacă nu sunteți mulțumiți absolut deloc... Nici măcar un
milimetru, așa că e cel mai mare buget pe care l-a primit educația vreodată și că arată importanța pe care o dă guvernul educației copiilor. Un răspuns scurt, domnule Voltărețu, că am depășit timpul. Dar atenție că nu v-a ținut de ce a spus în ordonanța 57. Bun. Le-ați promis profesorilor care au fost în grevă, cea mai mare grevă din ultimii 18 ani, le-ați închis gura spunându-le, cu, le-ați dat niște promisiuni pe care nu vă mai țineți acum. Deci asta, cam asta este ceea ce faceți. Da. Tu, nu mai avem. Tu sunteți consecvenți în ceea ce spuneți și ce faceți. Ăsta este stilul de 30 de ani. Spunem una, facem alta. Nu mai avem timp, domnule Lungoș, domnule Băltărețu, vă mulțumesc, îi mulțumesc și lui Daniel Fenechiu, care a fost alături de noi în prima parte a dezbaterilor. Nu ne despărțim pentru foarte multe ore, în această seară aveți Talk News, bineînțeles, bugetul va fi analizat, îl vom analiza împreună cu colegii noștri și la Talk News și multe alte teme importante. Ne revedem la ora 20, rămâneți cu bine! Program disponibil pe primaplay.ro.